Rădăuțiul se pregătește de luptă. Sâmbătă va avea loc a șasea gală de lupte asemănătoare celor din circuitul K1 Pitbull Challenge. Gala este organizată de luptătorul fălticenean Ionuța Todiresei și va începe de la ora 18:30. Gala va avea 7 lupte pentru profesioniști, la care se va adăuga și o piramidă din 4 sportivi la categoria 75 de kg, dar și un meci la copii cu vârste între 10 și 12 ani. Vineri 2 august de la ora 16 a avut loc întarul oficial unde sportivii au dat mâna și și-au dat întâlnire sâmbătă în ring. O tehnică foarte curată la acești copii, 26 de kg, stai cu fața acolo, centura amândoi de ea. De acest sport m-am apucat la 7-8 ani și am putut să mă mențin în acest nivel ca să pot ajunge unde sunt acum. Cum sunt antrenamentele? Foarte grele, nimic nu este ușor. Trebuie să tragi tare ca să poți să ajungi sus, unde îți dorești. Câte meciuri ai mai disputat până acum? Am 26 de meciuri, dintre care 25 câștigate. De ce ai ales să practici acest sport și nu alte sporturi? Pentru că îmi place acest sport și e o pasiune pentru mine. Îți place să te bați? Da. Cât ai pregătit pentru meciul de sâmbătă? Păi două săptămâni m-am pregătit și mă pregătesc mereu. Câtelea meci este acesta? Ăsta este al 9-lea. Câte ai câștigate? Am 7 câștigate și o învingere. Este un meci foarte important pentru mine. M-am pregătit foarte bine pentru acest meci, am tras foarte tare și sper că mâine seara să ieși învingător. Am un adversar foarte tare. Din ce știu despre el, practică de foarte mult timp acest sport. Are și meciuri la profesioniști. Sper că mâine seara să nu pună probleme. Ai emoții? Nu. Promotorul galei Ionuța Todiresei a promis un adevărat spectacol, iar gala o reușită. Trebuie să fac un anunț foarte important. 3 rădăuțeni, au rămas doar 2 în competiție, pentru că Buceac Nicolae s-a accidentat și și-a rupt mâna, a fost înlocuit cu Relinski Răzvan. Am rezolvat această problemă. Sperăm din tot sufletul să avem un eveniment reușit, să fie sala arhi plină mâine seară. Sperăm din tot sufletul să prindă atât de bine ca să revenim anual cu astfel de evenimente și cu siguranță va prinde. Vor fi mâine seară niște meciuri interesante, o gală interesantă. Multă lume poate să zică, domnule, copii care se luptă, da, acest sport este destinat copiilor, femeilor, bărbaților, tinerilor, bunicilor și chiar oricărui personaj care vrea să practice acest sport. Până la urmă, nu este un sport și trebuie privit ca atare. Este o mândrie și o onoare pentru noi în același timp să fim aici la Rădăuț, gazda celei de-a șasea ediții a acestei competiții. În al doilea rând, mă bucur foarte mult că am reușit să facem această gală la Rădăuț. Felicit toți sportivii care și-au dat concursul, felicităm de asemenea toți sponsorii, oamenii de afaceri care ne-au ajutat și le dorim succes tuturor, dar în mod special celor 3 luptători din zona noastră. Gala va avea loc sâmbătă la sala polivalentă de lângă grădina zoologică din Rădăuț, iar biletele costă 10 lei în tribune și 20 de lei pe scaunele din jurul ringului.